Bună ziua, dragi copii! Vreau să vă spun azi o poveste despre Dodo, dar mai întâi va trebui să ghiciți ce fel de animal este el. Este micuț, îl recunoașteți imediat după țepii săi pe care îi cară toată ziua în spate. La orice mic sunet se face ghemotoc pentru a se apăra. Ați ghicit! Dodo este un arici! El locuiește într-o poiană, adică într-un loc frumos din pădure. Într-o zi însorită de primăvară, își căuta de mâncare ciupercuțe. Dădea cu piciorul în ele pentru a se asigura că sunt bune, că nu au viermi. Iar la un moment dat, crezând că e o ciupercă, a dat cu piciorul într-o piatră colorată. L-a durut atât de rău încât credea că nu va putea ajunge la cabinet, dar cu ajutorul părinților a ajuns la doamna doctor, Bufnița, povestindu-i ce i s-a întâmplat. Doamna Bufniță l-a internat, spunându-i că e o lovitură destul de gravă. Era doar el în salon, a început să se simtă singur. Lui plăcea să iasă în pădure să se joace, dar acum, fiind internat, nu mai avea cu cine să facă toate aceste lucruri. Era foarte dor de prietenii săi, piciorul îl durea foarte tare și credea că nu va mai putea fi vesel ca înainte. Când doamna Bufniță a mers la control, l-a întrebat: Dodo, cum te simți astăzi? Sunt mai bine, mulțumesc pentru atenția acordată. Dar în sufletul său, Dodo nu putea să nu se gândească la zilele frumoase petrecute împreună cu prietenii și familia sa. Părinții îi erau alături zilnic, dar prietenii? Unde putea să găsească prieteni? În alte saloane, desigur. Luându-și inima în dinți, a pornit în căutarea altor animăluțe din celelalte saloane. Ajungând pe hol, a privit prin geamurile saloanelor și a văzut alte animăluțe, triste și bolnave. Intrând într-unul dintre saloane, a zis: Bună, eu sunt Dodo. Văd că ești tare trist, este adevărat? Bună, eu sunt Iepurila și sunt tare trist pentru că mă doare purtica, iar aici nu am cu cine să mă joc. Uite, așa credeam și eu. Dar privind în alte saloane, am văzut alte animăluțe la fel ca mine. Vrei să vii cu mine să le cunoaștem? Sigur, vin! Așa s-au legat prietenii frumoase, animalele s-au însănătoșit mai repede și după ieșirea din spital se jucau în pădure și căutau împreună de mâncare.